cum ați găsit această invitație și cum vi se par aceste evenimente la Oradea? Să știți că am privit cu o anumită, nu neapărat grijă, dar cu preocupare participarea noastră la European Music Open în această incintă cu acest program. Atunci când domnul Alexandru Badea mi-a făcut frumoasa invitație să vin la acest eveniment, i-am spus că avem un proiect cald pe care anul acesta l-am prezentat în premieră la Sala Radio și că nu poate fi adecvat unei astfel de scene. Dânsul m-a încurajat și mi-a spus că va face toate diligențele necesare pentru ca acest concert să-și găsească locul aici. Și iată că s-a întâmplat și s-a întâmplat la modul foarte frumos, pentru că atât atmosfera, bineînțeles, creată de public și primirea publicului, dar și modul în care a fost ambientată incinta bisericii, pentru ca acele accente de culoare să sublinieze și să ajute puțin ceea ce facem noi în scenă, au făcut ca lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim cu toții. Adică, sigur, când urcăm pe scenă, trebuie să avem siguranța că suntem la locul potrivit. Cum găsiți acest eveniment de la Oradea? Este un eveniment care aduce și turiști, dar turiști de un alt tip. Este probabil vorba de turist cultural de înaltă clasă, i-am spus. Sigur, e ușor să aduni câțiva muzicieni și să faci un festival muzical, dar acest European Music Open, această deschidere către alte zone artistice și în același timp cu accent pe muzică și modul în care este organizat și calitatea invitațiilor, găsesc că este un eveniment care trece dincolo de ceea ce în mod obișnuit se găsește ca ofertă culturală în România de astăzi. What do you think about the festival? Well, the festival is a great opportunity, as usual, you know, to go out to the traditional program of a house and to be free to bring and select what the person, in this case Mr. Badea, feels for his public. And this is the freedom is a little bit the difference by the festival, and that's it. And the selection is very nice. Last night was Bruckner and tonight was flamenco, you see, so something very that usually you don't have in the theater in this way. So I wish all the best, because it's a really new festival with a nice profile and a very high quality, and we feel last year and this year very welcome in Oradea. How did you find the public here in Oradea tonight? It's my first time in Romania, my first time in Oradea. I didn't expect so warm, so beautiful, so sensitive with flamenco and contemporary, this fusion of flamenco and contemporary dance. What do you think about the festival? The festival, the organization is wonderful, everything was perfect, ready at the moment, and the theater is one of the most beautiful theater I have ever worked, and the technicians, they were so helpful, so sweet, so nice people, and the organization has been very nice with everything very nice. Would you say this is the like the future of performance, you know, to fuse them all together like that? I don't know, but a fantastic proposal, and what is important is art. So we don't know how it's going to be the future, because some of the things will stay forever and will change the culture of the flamenco and all of their music, but everything is supporting something new.
So what I think in flamenco is what it is nowadays, because we have many other cultures like Indian, Romanian, all these conquerors were bringing something to Spain and doing what we have today. So same as happened with flamenco. Every music, everything that we do in art is going to give more richer the music. Yeah.
Vreau să vă întreb cum ați primit această invitație de a participa la evenimentul de la Oradea și cum vi se pare acest eveniment? Dat fiind faptul că de foarte mulți ani nu am mai revenit în Oradea, cred că sunt peste 10 ani de când nu am mai fost în Oradea în calitate de artist pe scenă, ne-a făcut mare plăcere această invitație și cu atât mai mult cu cât în acest festival care deja și-a cucerit terenul și aplauzele înainte să venim noi aici, să participăm în acest festival este o onoare pentru noi și suntem parteneri de acum, sper, pe mai departe, parteneri foarte buni și pentru că au adus artiști atât de valoroși, atât de profunzi ca oameni și în arta lor. Ne bucurăm tare mult să facem împreună această gală. Iată, gala aceasta a fost numai cu Madrigalul, dar sperăm că data viitoare să ne întâlnim cu mai mulți artiști chiar în scenă. European Music Open e un festival care adună și turiști, și oameni de cultură, și iubitori ai muzicii, ai dansului și așa mai departe. Ce spune un director de festival la finalul celei de-a treia ediții? Ce a strâns, ce a adus nou această ediție? Ce spune un director de festival decât se bucură, n-are ce să spună altceva, mulțumește voluntarilor, mulțumește echipei și pe urmă trage concluziile. Ediția din anul acesta a adus 2 zile în plus de festival, în primul rând, a adus evenimente noi în festival, lansare de carte, am avut 2 evenimente pe zi, e o noutate și lucrurile au mers foarte bine. Ne-am bucurat tare mult că publicul a fost foarte generos și ne-a umplut țelele la fiecare eveniment din festival și asta e cea mai mare mulțumire pe care un organizator o poate avea. Răspunsul publicului certifică și confirmă toate eforturile pe care le-am depus. Cu siguranță anul viitor vom păstra lucrurile care au mers și care au confirmat anul acesta și formatul ăsta divers cu diverse tipuri de evenimente culturale, de la lansări de carte, expoziții de pictură, concerte de jazz sau concerte de altfel de muzică. Ne-a arătat că publicul așteaptă și că își dorește așa ceva și atunci cu siguranță vom continua pe această direcție. De mâine începem să lucrăm la ediția de anul viitor. V-am adresat aceeași întrebare la început și v-am adresat și la final. Care a fost momentul, secunda favorită din tot festivalul? Știu că e greu, dar poate aveți măcar de data asta una. Da, acum e secunda favorită. Am încheiat cu bine, au ieșit lucrurile așa cum ne-am dorit și asta e cea mai mare mulțumire. În rest, spectacole din festival nu ne-au plăcut și au fost incredibile. Faptul că publicul ne-a umplut fiecare spectacol e ceea ce îți dorești. Nu poți să vrei mai mult ca și organizator decât să ai public la fiecare eveniment. Ne-a plăcut faptul că am avut public. Asta e cea mai mare mulțumire pe care o putem avea.